bratul. Cu mult timp în urmă, într-o pădure, tăiat un brăduț înconjurat de pin și braz înalți. Brăduțul nu era deloc fericit. Își dorea și el să fie la fel de înalt, precum ceilalți arbori. Oh, când voi crește și eu ca voi, se întreba el. Copiii din satul din împrejurim alergau toată ziua în jurul lui și spuneau tot timpul ce frumos este acest brăduț, ce frumos este acest brăduț. Dar el nu își dorea să audă acest lucru. El își dorea să audă că este înalt. Trecuseră două ierni și o a treia se apropia. Să crești și să devii înalt este cel mai tare lucru din lume, își spuse brăduțul. Micul brat era acum mai gros și mai înalt. Câțiva tăietori de lemne au venit în pădure care să ca să taie copacii cu topoarele lor ascuțite. Au tăiat câțiva pe care i-au încărcat mai apoi în căruțe trase de cal. Primăvara au revenit în pădure pentru a tăia alți copaci tineri și groși. I-au încărcat în căruțe, iar caii i-au transportat în afara păduri. Unde vă duceți?" a întrebat brăduțul. Unde vă duceți?" Nu sunt mai înalți decât mine. De ce îi preferați pe ei în locul meu?" Dar în acel moment păsărelele ciripiau. Noi știm răspunsul! Noi știm răspunsul!" Am văzut braz în mijlocul unor încăperi frumoase, decorați cu mere aurite, cu turtă dulce, jucării și multe, multe lumini. Mă întreb dacă voi avea șansa unei astfel de cariere strălucitoare, a strigat fericit bradul. Îmi doresc ca într-o bună zi să fiu și eu decorat precum acel brat. Înaintea unui Crăciun, Tăietorii de lemne s-au întors și au tăiat bradul. L-au așezat în căruță alături de alți brazi și l-au dus la oraș. Bradul a ajuns într-o casă mare impunătoare. El l a auzit pe un om spunând, Este minunat! Nu ne dorim al brad!" Doi servitori au venit, au luat bradul și l-au dus în camera de zi. Apoi l-au pus într-un vas plin cu nisip. Brăduțul stătea singur, tremurând. Mă întreb, ce se va întâmpla cu mine? Servitorii și câteva tinere îl decorau. Un copil a agăța punguțe cu bomboane, pe alte ramuri atârnau mere aurite și ghirlande. Bradul nu fusese niciodată atât de frumos. Era foarte fericit. Ce bine arăt! Aș vrea ca prietenii mei să mă vadă, se gândi el. Îmi doresc foarte mult să mă vadă cât sunt de frumos. Seara, toată lumea i s-a alăturat și a celebrat Crăciunul în jurul brăduțului. În dimineața următoare, servitorii au intrat în cameră. Brăduțul nostru se gândea, voi fi iară decorat? Sigur acum! Numai că în acel moment unul dintre servitori a dat podoabele jos de pe el și l-a aruncat în potul casei. După câteva zile au venit și l-au tăiat în bucăți mai mici. Așa s-a sfârșit viața bradului de Crăciun, care întotdeauna și-a dorit să crească mare, dar nu și-a dat seama Că odată ce va crește mare, va fi tăiat și apoi aruncat la foc.